Cotați cu prima șansă la victorie din postura de favorit numărul 6 la US Open, constanțeanul Horia Tecău și germanul Kevin Kravets n-au avut replică în primul set contra americanilor Steve Johnson și Sam Querrey. Perechea româno-germană a cedat cu scorul de 6-2, după un prim set care a durat numai 24 de minute. În parțialul secund, Tecău și Kravets au intrat mai hotărâți în teren, însă nu au reușit să se desprindă pentru a egala situația la seturi. Astfel s-a ajuns în tie-break, acolo unde s-a mers din nou cap la cap. Perechea americană s-a dovedit însă mai inspirată și s-a mai impus odată și a închis meciul după o oră și 11 minute de joc, obținând calificarea în semifinalele ultimului turneu de Grand Slam al anului US Open. De partea cealaltă, Tecău și Kravets trebuie să se mulțumească cu accederea până în faza sferturilor de finală, performanță care le-a adus 430 de puncte în clasamentul ATP de dublu și $93.000.